Grosimea stratului de zăpadă din masivul Făgăraș depășea azi dimineață pe alocuri 30 de centimetri în urma ninsorilor căzute în cursul nopților la altitudini mai mari de 2000 de metri. Însă circulația pe Transfăgărășan nu este afectată. Potrivit reprezentanților secției Drumuri Naționale Pitești, pe versantul sudic, circulația pe DN7C Transfăgărășan se desfășoară în condiții de carosabil umed, dar zăpada nu s-a depus pe șosea. Pe versantul nordic, în schimb, s-a depus în cursul nopții de joi spre vineri un strat de zăpadă de 10-15 centimetri, fiind nevoie de intervenția utilajelor de la secția Drumuri Naționale Sibiu pentru curățarea șoselei. Transfăgărășanul, care asigură legătura între județele Argeș și Sibiu, este închis oficial 8 luni pe an, între 1 noiembrie și 1 iulie, pe sectorul de drum cuprins între kilometrul 104 Piscu Negru, județul Argeș, și kilometrul 131 Bâlea Cascadă, județul Sibiu. Pe celelalte porțiuni, circulația fiind permisă tot timpul anului. Transfăgărășanul a fost ales acum 2 ani cel mai frumos drum din lume de către unul dintre cele mai importante site-uri auto din Germania.